cel mai important spital de boli pulmonare din România, Institutul Marius Nasta din București, se confruntă cu o serie de probleme, plecând de la finanțarea insuficientă pentru a asigura toate nevoile sale și până la deficitul de personal medical. Despre provocările, dar și soluțiile pe care le vede conducerea instituției, am discutat cu șef lucrări dr. Beatrice Mahler, managerul Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Din perspectiva începutului de an, cred că provocările vor fi în două direcții. Lansarea licitației în proiectele pe care le-am câștigat în PNRR, adică pavilionul Zerlendii, continuarea sau finalizarea procedurii de licitație și a lucrărilor la instalația de gaze și electricitate, un alt proiect pe fonduri europene. Și să vedem ce va fi cu proiectul de nosocomial, aici încă așteptăm un răspuns. Asta va fi o provocare pentru că personalul pe care îl avem în administrativ pentru a gestiona proiecte de milioane de euro este extrem de redus conform structurii pe care putem să o dezvoltăm în acest moment și pe care permite legislația. Cealaltă provocare e legată de finanțarea spitalelor, finanțare care, chiar dacă în acest moment s-a crescut tariful pe caz ponderat cu 15%, sumele sunt extrem de mici comparativ cu nivelul de inflație și cu creșterea prețurilor atât la medicamente cât și la materiale sanitare. În acest moment există un deficit de finanțare, cel puțin pentru Institutul Marius Nasta, undeva de 15-20% față de perioada anului trecut, fără să mai punem să adăugăm inflația și costurile care au fost în progresivă creștere. Să vedem care va fi decizia casei. Sunt convinsă că această situație nu este doar la Institutul Marius Nasta, dar e o situație care probabil este cunoscută autorităților și pentru care se vor lua decizii în următoarea perioadă. Și pentru că una din provocările majore ale sistemului sanitar românesc și poate chiar la nivel global este cea deficitului de personal, ce întrevedeți la orizont? Unde sunt cele mai mari lipsuri și cum le vedeți acoperite? Cele mai mari lipsuri sunt în zona de asistență a personalului mediu și a personalului auxiliar, iar ținând cont de perioada în care intrăm cu spitalele din România de reconstrucție și de reamenajare a infrastructurii, zona administrativă lasă foarte mult de dorit. Dacă vorbim de personalul mediu și de personalul auxiliar, există o mobilitate extrem de crescută care o constatăm după perioada pandemiei. Este normală, este firească, dar birocrația necesară scoaterii la concurs a unui post este extrem de stufoasă. Practic, din momentul în care îți propui până vine persoana să se angajeze la modul concret și să lucreze, durează aproape 2 luni. Ca să nu mai vorbim de perioada de acomodare, de educare, de a-și însuși procedurile și circuitele care sunt într-o instituție. E o perioadă destul de lungă care până la urmă se răsfrânge asupra pacientului. La capitolul medici, pentru că suntem un institut și suntem în București, nu pot să spun că avem deficit de medici, sunt anumite specialități unde așteptăm rezidenții care sunt acum în an terminal să ajungă în institut, pentru că am scos post rezidenți, am profitat de existența rezidențiatului pe post și am făcut această programare în ultimii 5 ani. Însă, cu adevărat, avem probleme în zona personalului mediu, auxiliar foarte multe și administrație. Care ar fi soluția? Eu aștept o reformă a sistemului de sănătate, pentru că suntem în 2023 și angajăm după o legislație din 2010 personalul. Avem, de exemplu, cel mai recent exemplu vi-l dau în zona farmacistului clinician, care are niște atribuții foarte puțin conturate în legislația românească, dar prezența căruia este vitală într-un spital în care tratezi pacienți cu afecțiuni severe, cu germeni multipli rezistenți, în care infecțiile nosocomiale
pun probleme de la diagnostic, la izolare, la terapie individualizată, pentru că tratamentul centrat pe pacient nu este doar un cuvânt, este un concept care vizează o echipă care trebuie să fie în jurul pacientului, pe care pacientul trebuie să o simte la modul concret, care înseamnă medic curant, microbiologul din laborator, farmacistul clinician, medicul anatomopatolog, chirurgul dacă este necesar, psihologul, kinetoterapeutul, nutriționistul, ca să nu mai vorbim de celelalte specialități care trebuie să ajute la stabilirea algoritmului de diagnostic și a terapiei complete. Este anormal să avem nevoie de 4 consulturi care nu sunt foarte greu de obținut la un pacient cu comorbidități. Dacă ne referim la un pacient cu BPOC, diabet, de cele mai multe ori are și afectare cardiacă, o neuropatie diabetică sau o nefropatie. Avem cel puțin 4-5 specialități la care trebuie să apelăm pentru evaluare completă, iar pacientul ăsta va pleca de la fiecare medic cu o listă de medicamente care interacționează între ele. Acești specialiști, dacă nu se pun în acord și nu există farmacologul clinician care să vină și să omogenizeze recomandările și să facă recomandarea necesară și care să ajute pacientul, vom avea scenariul pe care îl cunoaștem cu toții, abandon terapeutic, lipsă de aderență la tratament, pacientul va lua medicamentele care știe el că sunt bune și știe că sunt bune de unde, din social media sau de la vecin, este frică de boala de inimă pentru că am vorbit foarte mult de boala de inimă, va schimba inhalatorul pe care îl recomandăm noi cu unul de scurtă durată pentru că simte efectul, deși pentru inima lui acel inhalator este extrem de nociv, își va face insulina cu intermitență, deși este gratuită din vari motive, ca să nu mai vorbim că nu va avea bani să-și asigure terapia pentru o neuropatie care îi doare și îi deranjează, dar pe care nu o percepe ca și o problemă acută de sănătate. Am văzut că ați scos de curând post de farmacist la concurs. De cât timp căutați? Pentru că știu că în special farmaciștii clinicieni sunt rara avis în sistemul sanitar. Sunt două situații. E a patra oară scos postul de farmacist șef și farmaciștii clinicieni de două ori au scos posturile fără să fie ocupate. Noi spunem că este un deficit de personal în zona asta. Colegii de la farmacie spun că au personal care nu este utilizat în spitale. Cred că trebuie să ne întâlnim undeva la mijloc și să stăm de vorbă. Lucrul care s-a și întâmplat și e bine că facultatea de farmacie a inițiat aceste discuții. Sigur, pentru spitalele clinice eu sper să și am găsit soluții împreună cu domnul rector, integrarea clinică pentru cadrele didactice de la Facultatea de Farmacie în spitalele clinice universitare pare să fie o soluție pe care noi o să o punem în practică cât de curând la Marius Nasta și putem dezvolta lucrurile. Însă dacă vorbim de activitate centrată pe pacient, trebuie să extindem conceptul de asistența pacientului în toate spitalele din România și trebuie să se constituie cadrul legal ca acest lucru să se întâmple. În ceea ce privește bugetul de care are nevoie Institutul Marius Nasta, comparativ cu 2019, vorbim puțin înainte de pandemie, cu cât credeți că a crescut nevoia? Și în ceea ce privește redirecționarea bugetului, spre ce merge cel mai mult? Către salarii? Da, 85% înseamnă salariile în Marius Nasta. Ceea ce eu tot am spus și o să o spun, să fii manager de spital înseamnă doar să pui banii dintr-un cont într-altul, pentru că nu poți să faci practic un management eficient. Atunci când mai puțin de 20% din bugetul spitalului îți rămâne pentru cheltuieli curente, este insuficient. Și vorbim asta în condițiile în care dacă am pune pe hârtie contractul cu casa, care este în acest moment undeva la 4.200.000 în Institutul Marius Nasta pe lună și ați vedea că salariile sunt 6 milioane și v-ați întreba pe restul de bani de unde sunt, din legislația care permite acest lucru. Însă este ineficient, este o subfinanțare cronică, este o subfinanțare care nu-ți permite să gestionezi și să dezvolți decât dacă găsești surse de finanțare
Sigur, fondurile europene sunt o soluție, finanțarea de la primărie alta, oamenii de bine și firmele care au venit, mai ales în ultimii ani, ultimii trei ani, către instituțiile sanitare și au sprijinit nevoia acută. Dar reforma în sănătate, într-o sănătate care e subfinanțată, nu se face în salturi. Este un proces continuu, pentru că și sănătatea noastră trebuie îngrijită permanent și atunci investiția în sănătate pentru a nu ajunge în situația în care spitalele să nu ofere condiții de siguranță, să nu ai cu ce să lucrezi, să-ți plece tinerii, pentru că nu au cum să pună diagnostic tinerii medici, trebuie să sistemul de sănătate trebuie să fie reformat. Iar actuala strategie de sănătate 2030, deci 2022-2030, care propune un alt fel de a finanța sistemul, cum vi se pare? V-ar ajuta? Cu siguranță, da. Cu siguranță pacientul român și-a schimbat viziunea despre ceea ce înseamnă asistență medicală odată cu pandemia. Forțat, repede înainte, a spune, dar necesar și bine ceea ce s-a întâmplat. Eu cred în acest moment că sistemul sanitar nu ține pasul cu populația și cu nevoia populației. Reformele sunt extrem de greoaie și e foarte multă birocrație și legi care se întrătaie între ele și dacă nu sunt bine gândite, se pot bloca și pot bloca accesul pacientului. E o reformă însă care se vede, care există, pașii sunt mici față de nevoia pe care o resimte populația. Direcționarea sau nevoia de asistență în ambulatoriu și în spitalizarea de zi este în creștere exponențială, aș spune, s-au dublat spitalizările de zi în Institutul Marius Nasta. Pacientul preferă să vină să-și facă analizele, să primească terapia și să revină pentru o altă etapă de evaluare. E un lucru bun, e un lucru necesar, însă în acest moment finanțarea este axată pe spitalizarea continuă, finanțarea spitalelor. Și atunci undeva se produce o ruptură între nevoia populației de servicii, cei care plătesc de fapt serviciile medicale, și posibilitatea sistemului de a oferi servicii.